La nicio săptămână de la egalul fără goluri cu Alexandria din ultima etapă a campionatului regulat a seriei a 6-a din Liga a 3-a, Viitorul Vești a remizat din nou cu CSM Alexandria, scor 1-1, de această dată în prima etapă a play-off-ului pentru promovarea în Liga secundă a seriei a 6-a din Liga a 3-a. Viitorul Vești a început ezitant meciul, iar elevii lui Adrian Popa au fost taxați în minutul 6 al partidei de mijlocașul ofensiv al oaspeților Gabriel Preoteasa și a marcat în poarta apărată de Justin Lungu. Acesta nu a reușit să rețină o minge șutată pe poartă dintr-o lovitură liberă executată din apropierea careului, iar numărul 10 al oaspeților a fost pe fază și a marcat cu poarta goală. După pauză, tot CSM Alexandria a apărut echipa mai montată. Jucătorii antrenați de către Sorin Albeanu au ratat o ocazie incredibilă. Antrenorul gazdelor a reacționat și a făcut o dublă schimbare, iar la nici 5 minute Viitorul Dești a egalat prin atacantul Florin Cioablă. Până la sfârșitul partidei s-a jucat pe contre, însă nicio echipă nu a reușit să se desprindă decisiv pe tabelă. Ne bucurăm că a reușit să revenim după ce am fost conduși din startul meciului. A început o nouă etapă a acestui campionat, anume play-off-ul, cu echipe foarte bune, primele patru. Toate meciurile sunt dificile și orice punct luat e foarte bun. Îi felicit pe băieți că au avut puterea să revină după ce am fost conduși. Mulțumim publicului că a fost alături de noi și a venit într-un număr mare pe stadion. Pentru noi e o bucurie și o onoare să jucăm pe stadionul cel mai mare din județul Vâlcea. Sperăm să-i facem fericiți, să avem rezultate bune și să vină cât mai mulți vâlceni alături de noi. Primarul din Dăiești, Gheorghe Popolan, crede în continuare în șansele echipei sale și speră cu ardoare ca județul Vâlcea să aibă în sfârșit, după mult timp, o echipă în Liga Secundă. Mergem înainte, suntem pe locul 2 în această serie. Mergem înainte și cred că până la urmă Viitorul de județul Vâlcea va ajunge în cele două echipe care vor juca la barajul cu seria 5-a pentru promovarea în Liga 2. În etapa următoare, Viitorul Dăiești se va deplasa în Slatina pentru a juca derbiul cu echipa de pe locul 1, CSM Slatina.